totul pleacă de la detalii. De la cel mai mic șurub. Restaurarea creează o legătură puternică între om și mașină. O conexiune aproape inexplicabilă pentru cei care nu au această pasiune. E nevoie de timp, de atenție. Mașina are suflet, face parte din tine. Iar la final, când toate piesele sunt la locul lor și în garaj prinde viață un Chevrolet Corvette Stingray din 1964, adio cuvinte și răbdare. Nu mai vrei decât să stai în spatele volanului și să mergi oriunde vezi cu ochii. Unde vrea mașina. E sexy. Dintre toate comentariile prietenilor la adresa mașinii, acesta îi se potrivește cel mai bine. Corvette al naibii de sexy. Ce altceva aș mai putea spune despre exterior? Felul în care arată generează atâta emoție încât te bucur că cineva a desenat-o așa, cu liniile ei ascuțite, combinate cu muchiile puternic arcuite, un design unic în peisajul auto-american al vremii respective. Corvette a fost mereu altceva și cu acoperișul coborât e și mai sexy. Capotă nu putea fi decât un V8, small block, 5351 cm3 și 253 de cai putere. Fișa tehnică dă o viteză maximă de 183 de km pe oră și o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în 7,4 secunde. Mai contează? Ambreiajul greu, direcția neașteptată de tare și comunicativă pentru un model american, puntea spate jucăușă care tinde să rupă aderența dacă exagerez cu pedala de accelerație, toate provoacă o plăcere incredibilă în condus. O cutie manuală de viteze cu doar 3 trepte este ceva de neconceput în ziua de astăzi, dar în timpul testului nu am simțit nevoia unei a patra trepte. Recunosc, cât de fan sunt al cutiilor manuale, o automată îi se potrivește mai bine. Mașina accelerează viguros și stă destul de bine în curbe, grație suspensiei independente pe toate cele patru roți. Da, știu, nu vă așteptați la asta. Suspensie independentă pe toate roțile pe un model american produs în 1964. Corvette a fost și prima mașină produsă în Statele Unite care avea discuri de frână pentru toate roțile. O mențiune specială pentru zgomotul produs de cele două țevi de eșapament. Este de-a dreptul înfiorător. În sensul bun, un urlet sălbatic care te îndeamnă să accelerezi și mai tare. Muzeul Național Beleș a fost gazda celei de-a treia ediție a concursului de eleganță Sinaia, organizat de Retromobil Club România și înscris în calendarul internațional FIVA. Decorul perfect pentru frumusețea unui Chevrolet Corvette Stingray Convertible din 1964. Primul automobil produs în Statele Unite care a avut frâne pe disc pe toate ambele punți. Caroseria este din masă plastică.
Este un automobil sport. O să auziți sunetul șapamentelor când va intra în curtea interioară. 5351 de centimetri cubi. Care îți vine în minte despre mașinile americane este că sunt foarte rapide pe linii drepte. Nici de cum că ar putea participa la un concurs de eleganță. Nu e și cazul Corvette-ului. Exteriorul elegant și interiorul atent desenat, simetric, cu sistemul audio poziționat pe verticală, n-au lăsat pe nimeni indiferent. Fie că vorbim despre vizitatori sau juriu. Din 1964, o superbă mașină. A venit, a participat și a câștigat locul 2 la categoria Classic Cabriolet, cu toate că Stingray-ul este încă în proces de restaurare. Americanii au știut întotdeauna să facă mașini puternice, cu un design aparte. Anii 60 și 70 le-au aparținut giganților din Detroit. Dar parcă niciun model lansat peste ocean nu impresionează mai mult decât un Chevrolet Corvette din primele generații. În 1964 a fost un an bun.